Bună ziua! Astăzi vom face un unt vegan, un unt de post, pe care m-am hotărât să-l fac deoarece în comerț, nu știu dacă se găsește sau dacă se găsește, probabil nu este din ingrediente naturale. Acest unt se poate folosi în rețetele de post, în rețetele vegane. Eu am folosit pentru această rețetă ulei de măsline extra virgin pe care îl folosesc frecvent în bucătărie. Este singurul ulei pe care îl folosesc mai frecvent în mâncare, iar uleiul de cocos extra virgin la fel îl folosesc mai mult în rețetele de dulciuri și deci îl folosesc mai rar. O să vă las în descriere informațiile nutriționale despre uleiul de cocos și uleiul de măsline extra virgin. Voi folosi o cană gradată ca să pot să măsor ingredientele, 100 de ml de lapte vegetal de soia sau de cocos, uleiul de măsline extra virgin 100 de ml, uleiul de cocos care este la temperatura camerei și este deja topit, la mine este foarte cald aici, 32 de grade, dacă nu este topit, puteți să-l topiți pe baie de abur, 100 de ml. Și vom pregăti un vas din acesta ceramic cu hârtie de copt sau putem să-l lăsăm așa și apoi va fi necesar să punem pe baie de abur ca să putem să scoatem untul. Și mixăm această compoziție cu un mixer vertical, exact ca la maioneză, mixăm mai mult la baza vasului, iar apoi încet ridicăm mixerul spre partea de sus a paharului, a acestei cân gradate și să știți că această compoziție nu va fi foarte solidă, deci va fi tot lichidă, la mine este foarte cald în bucătărie. Și turnăm această compoziție în vas. Recomandarea mea este să folosiți un vas de ceramică, lut sau sticlă. Nu vă recomand să folosiți metal sau plastic. În general, să depozitați mâncarea pentru că nu este sănătos. Punem la frigider câteva ore sau peste noapte. Când se întărește, răsturnăm și eu l-am lăsat la temperatura camerei și s-a topit, fiind foarte cald în casă. Și l-am pus într-un vas mai mic, după ce am mai consumat puțin din el. Așa arată, așa este consistența lui. Nu-l țineți prea mult timp în bucătărie, la cald, decât dacă doriți să-l folosiți într-o rețetă. Dacă nu, păstrați-l la frigider sau chiar la congelator, dacă doriți să stea pentru mai mult timp. Eu vă doresc poftă bună, vă mulțumesc pentru vizionare și vă aștept la o nouă rețetă data viitoare. La revedere! O zi bună!